Leo Grozavo este de părere că gaz metan are în momentul de față un lot prea numeros pentru ceea ce se cere la nivelul ligii secunde. Tăinicianul spune că este posibil ca în iarnă să mai plece jucători, însă acest lucru se va analiza la finalul stagiunii. Din punctul meu de vedere, lotul avut acum la dispoziție, din punct de vedere numeric, este cam mare. Consider că o competiție cum este cea de la nivelul diviziei B nu comportă un număr foarte mare de jucători, pentru că automat când ai foarte mulți jucători, sunt foarte mulți nemulțumiți. În momentul în care trebuie să alcotești un lot de 18 pentru partida oficială, când ai 7-8 jucători care stau în afara lotului, creează nemulțumiri și automat nu poate fi o atmosferă propice. Din acest motiv, sunt și salarii plătite și până la urmă nu se justifică. Este o competiție care în general se desfășoară de la o sâmbătă la alta, deci nu ai meciuri decât când și când cu săptămâna engleză, 3 jocuri într-o săptămână, ca să spui că ai nevoie de foarte mulți jucători la dispoziție, ca să nu întâmpin probleme. Consider că un număr mai mic poate să ne rezolve. Sigur, vom vedea, funcție de randament, funcție de cum se comportă ei și în antrenamente, vom vedea. Deci eu mi-am expus părerea atunci când am venit. Din punctul meu de vedere, lotul avut acum la dispoziție este, din punct de vedere numeric, mare. Într-un meci contând pentru etapa 12-a, Gaz Medan va întâlni duminică, în deplasare, de la ora 11:30, FC Bihor Oradea. Partida va fi transmisă în direct de Digi Sport și Dolce Sport.